Bună ziua și bine ați revenit în cadrul intim al Muzeului de Artă Roman în această seară pentru un moment special. Avem onoarea de a-l revedea și a-l avea din nou în muzeul nostru după 12 ani pe domnul George Tăsănică, întors recent din Statele Unite ale Americii. Acum 12 ani ne-a încântat cu ultima sa carte de atunci și cu o expoziție de artă lineară. Astăzi, iarăși, este prezent cu cea mai recentă carte, apărută la editura Timbul, Kalahari se numește, și are pe copertă o fotografie frumoasă a doamnei, prezentă aici în sală, pentru care domnul Tăsănică a primit numeroase aprecieri. De fapt, cum ne-a obișnuit, pe toate pomenirile domniei sale, găsim fotografii ale unor persoane importante și dragi domniei sale. Ei, bine, avem alături, deci, și cartea, la sala de carte, dar și expoziția. 12 lucrări de artă lineară. 6 dintre acestea le-ați admirat încă de marți, pentru că fac parte din salonul de primăvară. Am adăugat astăzi și pe celelalte 6. Și pentru a le admira în această seară. Avem plăcerea de a avea în seara aceasta lângă noi pe doamna profesor Cecilia Bănică Pal și pe domnul profesor Gheorghe Amen Ciobanu, cunoscuți publicului romașcan. Despre domnul George Tăsănică am putea sta mai mult de o seară să povestim și i-am putea da dumneavoastră cuvântul, dar știu că este mai reținut în a vorbi despre domnia sa, despre viața domniei sale. Dar am să spun eu câteva lucruri. Are semnate 38 de cărți. Au apărut sub numele său 38 de cărți. Este membru al mai multor societăți internaționale, a primit numeroase diplome, medalii, trofee, plachete. Cărțile domniei sale se află în instituții ca Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Britanică, Biblioteca Vaticanului, Biblioteca Institutului Nobel Oslo, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Județeanu Gheorghe Sachi din Iași, Biblioteca Colegiului Național Roman Vodă, Biblioteca Municipală Roman Uniunea Scriitorilor din România Filia la Iași, Biblioteca Muzeului Ion Irimescu sau Biblioteca din Israel. Și aș menționa eu și Biblioteca Muzeului de Artă și am scos aici pentru a revedea o parte din cărțile domniei sale pe care noi aici am muzeu. Spre exemplu, Sakama, Beatrice Nadine Rotrock, Cronica unei familii americane, Lochneck, Sonia Bergamo, Eternity, Quasar 007, Noelis, din nou Sonia Bergamo, fantoma din arta ordinară, Alexandrina, Crima de la Vest de Roma, Scott Palmer, Etern, Ansa, Edenis York, 5-1, acestea sunt o parte din cărțile... Așa, și domnul Tăsănică ține cu grijă acolo mâinile domniei sale o carte, cea mai recentă. Exact, a fost în America. Dar pentru mai multe cuvinte despre cartea domniei sale și despre lucrările de artă lineară, voi da cuvântul în continuare doamnei profesor Cecilia Bănică Pal. Mulțumesc! Vreau să vă precizez la început că, de fapt, trebuia să vină domnul editor și critic literar de la editura Timpul din Iași, domnul Mario Stelaru, dar fiind plecat, domnul Tăsănică și domnul Ciobanu m-au rugat să spun câteva cuvinte astăzi despre personalitatea romășcanului nostru. De fapt, cei doi romășcani, așa cum scria domnul Ciobanu în articol, da? Noi rămășcam pe Marte. Deci îi avem aici, iar eu sunt încă pe Pământ. Ca atare, îi felicit și pentru toate acele legături sufletești pe care le-au purtat
ani de-a rândul. Și poate că George Tânsănică a cunoscut și iubirea, să spunem, o căutire, mai bine zis, a unui tată prin personalitatea domnului profesor Ciobanu. După aceste precizări, trec puțin să vorbesc despre evoluția scriitorului pe care am urmărit-o de-a lungul anilor. Primul volum de poezii pe care, la care am luat parte la lansare a fost primul contact cu opera scriitorului prezent aici, între noi. Atunci am rămas pentru totdeauna cu două coordonate bine fixate în ceea ce privește poezia lui. Una patriotică, să vorbeam mai puțin de patriotism, dar faptul că domnul Tăsănic a rămas acolo în străinătate cu trupul, sufletul și l-a împărțit, a rămas aici. Acest lucru s-a văzut și în poezie. Pe de altă parte, nu m-am mirat că au plecat pe Marte, nici domnul Ciobanu și nici domnul Tăsănică, pentru că amândoi au avut totdeauna aspirația aceasta spre perfecțiune. Amândoi au avut totdeauna, să spunem, curiozitatea de a descifra universul, de a vedea dincolo de planeta, planeta român, Pământ, ce se întâmplă. Și de aceea spun că tot în primul volum de poezii există ca tematică și această aspirație a viitorului scriitor spre perfecțiune, această căutare în mitologie, în cosmogonie, de pe atunci direcționa creația sa spre o formulă, să spunem, originală. George Tânsănică a căutat să cunoască literatura și universală, literatura americană, mai mult, pentru că acolo a stat cel mai mult, și să aducă formula romanului, mai târziu, aplicând-o în literatura noastră română. Desigur, nu este primul și nici ultimul, influențele în curentelor în literatură sunt mereu, tot ce este nou se încearcă, dar, iarăși, mă refer numai la ceea ce cunosc. Când am fost la lansarea prozei, a venit de la Iași doamna Leonte, da? De la Palatul Culturii și încă așa, din Iași, de la editură și de la Palatul Culturii și tot în această sală ascultam cum făcea prezentarea. Important pentru mine, dar și pentru ceilalți, că aceste două cunoscătoare ale literaturii, nu numai române, ci și literaturii universale, ne-a trasat drumul și ne-a făcut să înțelegem că formula estetică a scriitorului George Tânsănică este cea a romanului american. S-a primat cu ușurință, făcând analogii asupra celor două literaturi, dar și asupra receptivității autorului. Modalitatea în care a surprins stilul romancierilor americani, grefat pe amintiri, grefat pe trăiri din România. Și categoric atunci am descoperit a doua etapă, de fapt, în literatura scriitorului George Tânsănică. Unde îl încadrăm? Este unic, este original. Fiecare scriitor are o originalitate.
dar trebuie să o descoperim totuși. George Tătălică a rămas un romancier realist. Satira este îndreptată perfect în majoritatea romanelor sale. Nu concepe abateri. Personajele lui sunt trecute, să spunem, printr-o analiză profundă. Ce înseamnă demnitate, ce înseamnă viață trepidantă, ce înseamnă viață de familie, n-a cruțat pe nimeni și mai ales, într-unul din romanele sale, n-a cruțat oamenii de cultură. Nu i-a cruțat. Majoritate. Unde merge cultura noastră? Unde merge literatura? Așa se pune problema. Asta se punea problema în ritmul vieții acestea pe care o ducem plină tot timpul de neliniști, de căutări, plină de preocupări dintre acelea banale, să spunem, dar importante, parcă ar fi la Sadoganu, care socotea automatismul vieții una dintre cele mai profunde trăsături umane, la Tănsănică e la fel. De aici stilul. De aici, deci, pornesc. Din această atitudine pe care scriitorul are față de personajele sale. Orice abatere este sancționată de scriitor, dar într-o manieră care m-a impresionat. Este o fire foarte sensibilă. Dincolo de duritate, imediat stilul capătă modulații. Se plimbă în viața interioară, face referiri la trăirile scriitorului și tocmai această combinație, să spunem, între autor și personaj, dă unicitate operei sale. Categoric, romancierul nostru, după cum observați, se află la un stadiu pe care foarte puțin l-au ajuns. Mă întrebam, când am citit aici, cât a publicat și unde, cum a reușit, de unde atâta putere de muncă. Și bineînțeles că mi-am dat singură răspunsul. Unu, dragostea pentru literatură. Dorința, combinată, să spunem, conștiința sa de a lăsa în urmă toate trăirile și gândurile sale, de a lăsa un nume orașului și dincolo de graniți, de a lăsa numele unui român. Fiindcă, după cum ați observat și o să vedeți, aceste cărți au depășit cu mult granițele, nu numai ale Europei, ci și a celorlalte continente. Deci, atât am, probabil, și a spus, asta vreau să las. Și a reușit. Cu prisosință a reușit, fiindcă romanele pe care le vedem își aparțin și ne aparțin, pentru că ni le-a dăruit. Știu că a vrut să fac facă mai multe pentru orașul nostru. Acum s-au putut, acestea sunt întrebări retorice, nu le mai punem, așa, dar faptul că a gândit să facă ceva înseamnă cealaltă latură despre care acum se vorbesc foarte puțin, aceea de a-și iubi țara în care s-a născut și acești oameni. V-am spus în primul volum
erau poezii de noastră patriotică care demonstrau acest lucru. Sigur, acestea sunt câteva linii generale despre proză. Dar încă o trăsătură pe care nu putem să o trecem cu vederea este deschiderea spre cultură. Romanele lui George Tănsănicu, ca și romanul pe care l-a lansat astăzi, sunt foarte bine concepute și introduse citate din diverse personalități. Filozofi, antici, moderni și așa mai departe. Iată, numai în acest roman ne vorbește, ne dă un citat din Seneca, din Kant, ne vorbește despre simfonia de Odă Bucuria lui Beethoven, din majoritatea domeniilor face aceste referiri. Dar cum? Împletite într-o așa manieră încât să fac un corp comun cu ceea ce conturează în prezența personajului pe care îl prezintă. Romanul acesta este deosebit în ce sens? Are un alt caracter. Este un roman cu caracter politist. Iată pe domnul Tănsănică, ca duce de data aceasta și mărturisește cu modestie că mi-au plăcut să n-au ajuns la Agatha Christie și la așa, la talia aceasta, dar nu este adevărat. Chiar eu am citit și bine, numai primul volum, m-am gândit că oricând puteți face un film după acest roman. Acțiunea este, deci, dacă e un roman politic, sigur, acțiunea este simplă, da? Investigarea unei crime. Dar ea se complică și domnul Tănsănică reușește ca să aducă în fața noastră ceea ce se întâmplă în marile corporații, ceea ce se întâmplă dincolo de hotarele noastre, ceea ce se întâmplă cu mari afaceriști. Crimele de data aceasta, ca și în alte romane ale Agathe Christie sau în alte filme, tocmai au loc, de ce? Pentru întâietate, pentru luarea unor ocuparea anumitor funcții sau pentru că au deranjat pe ceilalți. Sau pentru că s-a pierdut o parte din capital și așa mai departe. Scriitorul, nu am să vă rețin prea mult, scriitorul grefează totul pe un personaj feminin pe care îl conturează de la începutul romanului și până la sfârșit. Impresionant este faptul că domnul George Tănsănică nu admite abateri. Am făcut o investigație opac. Nu accept o relație intimă, ci doar misiunea mea. Există această trăsături și altele, trăsături specifice pe care alții le-au trecut poate cu vederea. Foarte subtil, foarte subtil, George Tănsănică pune accent pe viața de familie. Familia este pentru personaj un mod de viață care trebuie respectat. E, acum trecând la viața lui domnul George Tănsănică, sigur că un merit îl are și doamna și nu întâmplător apare pe copertă.
pentru că domnul Tânsănic a fost în America, a scris atâtea cărți, dar acasă, o ființă, l-a așteptat, l-a ascultat când era nervos sau nu, la telefon, l-a văzut când și când pe internet, dacă a vrut, dacă a avut timp, nu? Așa se întâmplă. Așa se întâmplă cu aceste personalități. Eu socotesc că dacă George Tânsănic a scris atât și doamna are un mare merit. Acțiunea se plimbă în mai multe părți, pe care începe pe coasta de Fildeș, între America, cum spune undeva, și coasta de Fildeș. Undeva mi s-a părut, și nu greșesc, chiar câteva note balzaciene, sau cred că la literatura noastră cu George Călinescu, descrieri ale vilelor, ale acelor, nu putem să le numim corace, acelor palate, între ghilimele, toate purtând peceta locurilor. Nu-i scapă lui George Tânsănic nici petrecerea, nici modul în care se organizează, dar în cadrul petrecerii sugerează. Acolo poți observa mai multe. Poți afla, de fapt, care a fost criminalul. De ce nu s-a făcut autopsie? De ce, și de ce-uri foarte multe, de ce s-a trecut că a avut, a murit în opinat? De ce a fost tras 2 sau 3 metri de la mașină mai încolo? Deci, iată că undeva tot ce a creat domnul Tânsănic, o altă atmosferă, după cum am spus, o plimbare, o vizită, o petrecere, toate sunt foarte interesant construite pe scheletul romanului polițist. Sigur, sunt foarte multe de spus, eu v-am spus că l-am citit dimineața asta, aștept volumul 2, ca să ne poată plimba mai departe și să vedem ce se întâmplă în lumea cultivatorilor de cacao, nu? Ce se întâmplă acolo unde, după părerea mea, în volumul 2 o să apară mai mulți sugrăviți cei care lucrez pe plantații, așa, deci o altă latura romanului, o latură socială, așa văd eu drumul romanului, domnul Tânsănic mă trebuie de altfel, dar știu, pentru că acțiunea duce la această imagine. Îi doresc succes și la al doilea volum și la celelalte. Îl felicit pentru tot ce a dăruit. Îl felicit pentru că a rămas credincios romanului. Și aici, la Muzeul de Artă, deși putea în altă parte foarte bine să lanseze, nu numai în Roma, și în Iași, în așa, în alte localități, a ales locul acesta de vacină, unde a întâlnit câțiva oameni, mulți puțini, dar care l-au primit cu dragoste, iar rămășcanilor rădăluiește atâta cărți și atâtea gânduri, atâtea gânduri frumoase și atâtea medalii pe care le-a primit, atâtea onoruri pe care le-a primit, diplome, medalii, trofee. Așa că le oferim, noi ne bucurăm rămășcanii, le oferiți acestea, nu? Așa, pe atare, îl felicităm pentru toate, pentru faptul că este membru atâtor societății videografiei, apoi eșilor și așa mai departe, a artei. Deci și dorim multă sănătate ca să mai vină
să mai scrie, pentru că îl duceam la casă la următorul lucru. În momentul când ai ajuns la punctul și spui că tu scrii cel mai bine, nu mai scrii tu. Niciodată, totdeauna trebuie să știi că vei scrie în continuare, vei crea mai bine, mai frumos. Așa vă doresc la toți și vă felicit. Domnul George Cânsănic este un om de cultură, un om de artă, un, nu doar romașcan, nu doar român, care nu s-a mulțumit să se încadreze în anumite limite, limite induse de o societate, ci a fost mereu într-o permanentă căutare, o căutare a unicului, a eternului, a viitorului. De aceea poate reușește să ofere asemenea capodopere, asemenea cărți și mai ales arta criminală. Și în continuare îi vă rog la cuvântul domnului profesor Gheorghe Mucioanu. Stimați, iertați că vorbesc așa electronic, dar avem de-a face cu un oaspeț din America și acolo toate sunt ok. Un american la Paris, pardon, un american la Roma. Eu aș zice invers, un romașcan în America. Este foarte bun legat de meridianele și de paralelele patriei noastre și faptul că această bibliotecă din fața noastră a trecut prin multe prezentări ale noastre, toate făcute în urme mușatine, dovedește că Ubi Roma Divi Digete. Mă refer la faptul că americanii au talentul acesta de a reduce. Reduc în limbaj foarte mult cuvintele, lor li se pare că și ok prea lung, și au de când s-au mai scurtez, nu știu, ori o, ori chei, ori oc, strâi variante. Rămâne ca președintele Obama să aleagă. Tot America reduce distanța de la Pământ la Marte, de la 30 de ani cât era, sau 3 ani, apoi, acum și că e numai în 3 zile drumul. Tehnica, mileniului 3, tot America reduce de asemenea foarte mult apropierea noastră de robotizarea planetei, reduce foarte mult prețurile, reduce foarte mult amenințările de război. Aș mai spune și altele, dar mi se pare că o dată în funcție interceptările. Adică să mă opresc acasă. Mai este și șefa lângă mine care nu pot permite, sunt ambianța muzeului Dunei să fac infracțiuni europene. Și din cauza aceasta, astăzi aveți bucuria pe Cici și pe Ciobi să vorbească la MEHA despre OK, despre GT. Deci iată că totul este numai electronic, totul e tabelul Mendeleev. GT, îl cunoaște de mult, îl cunosc și mai de mult. Și așa cum e mic ca nume, e mega și privește creativitatea literară. GT nu se încurcă cu firimituri, nu se încurcă cu lucruri care trebuie să fiuți cu lupa la ele. Out, bon, blanc, out, nihil. Ca o dovadă că are până la ora actuală și încă floarea vârstei și mereu iubește florile și ale vârstei și ale întregii flori din dinastia lui. Îmi pare bine că toată dinastia GT e cu noi de față, cea din secolul 20 până cea din secolul 22, și îi urez să aibă parte și ei de astfel de prezentări, chiar la Muzeul de Artă din Roma. Și acest prolif, condeier,
pictor, de asemenea filozof, haicuist, nu le mai ieșesc pe toate, că eu trebuie să vorbesc și eu ok, spre bucuria dumneavoastră. Și Gitia noastră a abordat până în prezent, nu știu când la anul sau peste vreo 10 ani voi mai vorbi despre el, dar până acum are 19 domenii, din care în astă seară l-ați cunoscut ca scripta, colega mea Cici v-a prezentat scripta lui Ochei, lui Gigi, mie am rămâne să vorbesc despre picta. Picta, fie ca artă grafică, fie ca, mă rog, idee, cum le numește, vom vorbi mai de larg atunci, arta lineară. G.T. este o personalitate cunoscută, recunoscută și răsprezentă în toate manifestările culturale, nu ale romanului, dar și ale romanului, ci, am spune, ale planetei. Să nu uităm că romanul lui există personaj sau există societăți care au adjectivul planetar la urmă. Și deci, cum o să vedeți și vreați pe lectura asta prin urmărirea lucrărilor care le-a adus, eu mai mult mă voi referi la lucrările din volumul Alexandrina, unde există o demarcație foarte, chiar cu exemple, vă invit să urmăriți acest volum, fără ca directoarea muzeului să se supere că noi fac, mă rog, marketing pentru cele prezentate în muzeul nostru. Și dumnealui are cărțile în foarte multe biblioteci din lume, biblioteca în primul rând a Statelor Unite, la Biblioteca Vaticanului, unde greu să intră, și în Biblioteca Britanică, în Biblioteca multor academii, în Biblioteca de pe lângă Asociația Nobel, aceea care acordă premii, deja are o recunoaștere dumnealui din partea Societății Nobel și țara noastră, deși foarte mult lipsă de acest premiu, pe care ar trebui să, pentru România să fie un premiu demografic. Că așa e născut românul. Dar de unde? Că până aici românii, până la Nobel, fie Nobel și nu ați hazardat la Nobel. Și dar indirect, și iată avem în fața noastră pe cineva care ne reprezintă cu nobleță în fața acestei citadele, mereu închisă pentru noi. Dacă mai zăborim la maestrul nostru, la Gigi, să nu uităm că dumnealui a cunoscut personalități, m-am uitat în volumul respectiv, m-a impresionat. Și eu am cunoscut multe dintre ei, dar toți de grupa mică, copii, elevi. Pe când G.T. nu s-a încurcat cu elevi. El, dintr-o dată, a mers la președinții Statelor Lumii, la Papa de la Roma, și de acolo începând și până la directoarea Muzeului de Roma. Și, deci, este o perioadă reprezentant al poporului nostru, nu numai cu numele, mă rog, e tăsănică născut la roman, școlar la roman, cel care de asemenea a redat multe din evenimentele romanului în lucrările sale și însuși faptul că el contribuie mult la lărgirea spectrului de experiment artistic și mai ales, aș îndrăzni să spun, văd în sală mulți mânuitori de artă și știți că trăsătura principală, numărul 1, eliminatorii a esteticului, a artisticului, a creativității, este una singură, ineditul.
și nu repetabilitatea. Și dacă ar fi să fie un concurs de ineditism oriunde pe lume, se pare că unul dintre cei care ar pleca de acolo cu magna cum laude este G.T. al nostru. Nu place niciodată, ca o dovadă, că s-a plimbat prin 19 domenii. Și pe mai departe are de gând, cred că data viitoare îl vedem și cosmonaut. Deja, fără să vreau, trădez un secret care NASA îl ține cu 10 lacăte, dar dumnealui are și legitimație de planeta Marte. Și dumnealui, și dumneii. Și ca să îi țin de urât pe planeta Marte, m-au agățat și pe ei. Deci că acolo e liniște, nu-i gălăgia străzii, nu-s baruri, nu-i barul colectiv, nu știu mai ce. Și hai și tu cu noi ca să mai schimbăm o vorbă. Eram să zic la gură la sobă, dar de unde se iei cu sobă pe planeta Marte? Și ar trebui o sobă acolo, e cam fric, mai departe din soare decât noi. Dar să revenim la GT-a nostru ca pictural. În astă seară, cum am spus, îi prezintă două din experimentele și din ineditismul său, și anume a grafică, și pentru asta, repet, am folosit volumul Alexandrina, una din cele 34 de lucrări ale sale, aici nu am o treime, nu toate. Și în volumul Alexandrina are, așa e, doamna directoare, nu știu cum de-o reușit să-l captureze, și directoarea directoare. Eu nu m-am bifugă. Și se știe, acolo se prezintă două mari diviziuni. Nu vreau să spun că pe cele 19 aveți de-a face și cu un liric, chiar dacă ne prezintă viitorul, o artă avangardistă, deși avangardismului G.T. nu este deschis viitorul, ci el este ce ar putea să facă viitorul dacă n-ar fi viitor. Deci este un viitor adus lângă noi și prin G.T. devine de acum un fel de futurism ipotetic. În mare parte, lucrările avangardiste ale lui G.T. au în ele acest semn mare de întrebare, care se pare că va fi simbolul mileniilor următoare, secolele și mileniilor următoare, o să treacă de la A egal cu B la A egal cu N. Și N tinde către infinit. Este, vreau să zic, o civilizație, mai bine zis o cultură, că civilizația e mai monovalentă, adică ai Audi, ai Audi, ai Mercedes, ai Mercedes, cu epurator de poluare sau fără. Asta e una singură, o variantă. Dar când ați da păreri despre infinit sau despre infinitul finitelor, de acum numai ipoteza ne scoate de încurcătură. Posibilitățile neuronice ale omului sunt foarte mici, foarte flexibile apoi. Și noi nu ne putem permite să luăm într-o eprubetă oceanul de infinit al existenței cosmice. Dacă, mă rog, luăm cele două dimensiuni la care ne referim în astă seară, și care sunt prezente într-o mai mică măsură, ar fi vrut G.T. într-o mai mare măsură, în toate el îi preferă mega, dar e mai mega autoritatea conducerii muzeului decât dorința lui G.T. să ne umple planeta cu mega creație. Și mă voi opri în primul rând la grafică. Grafica reprezintă, să spunem, o formulă plastică foarte distilată, foarte redusă la cât se poate de puțină substanțialitate, acromică, fără culoare și într-o două sau trei trăsături grafice
mă refer la alți autori de grafică, nu la arta vizitei, dacă și-o recomanda și arta vizitei, mulți autori, chiar din școala secolului 19-20, când apare cubismul, când apare pointilismul ca formule de artă plastică, din 2-3 puncte, din 4-5 linii, spun mai mult decât Mahabharata și Ramayana, cele mai mari epopei ale lumii. Și se pare că la GD avem o altă formulă care o să o comentăm la arta, la formula linearismului sau. Ca grafism, noi putem să remarcăm în creația lui GD acea pendulare și o pendulare chiar radicală între cartezianism, ceea ce spuneam adineaurea, că înseamnă civilizația precisă, tehnico-științifică a contemporaneității și, oricum, de la cavernă și până la NASA, vedem această năzuință și noi zicem cartezianism la formula matematică a lui Cartesius, a celor două perpendiculare, și mai mult de atât, ai patru compartimente și nimic mai mult. Până când, iar asta spuneam, că este o oscilație între cartezianism și între relativismul lui Einstein, relativismul cosmic. Mai bine zis, sunt și dacă sunt pe Einstein, că Einstein a plecat cu regretul că nu a dus lucrurile până la urmă. Dar să vorbim în altă formulă, este până la aleatorismul de care mereu se vorbește, adică universul este aleatoric. În fiecare clipă, cum spuneau filozofii antici, nu te scalzi de două ori în apele aceleiași rău. Deci totul este mult găsit în frumoasele proverbe ale culturii populare românești. Și arta lui Gidi oscilează între aceste două extreme. Dacă o să vă urmăriți albumul Alexandrina, o să vedeți cu câtă rigoare încadrează el în niște dreptunghiuri și trapeze, dar mai ales dreptunghiurile toate perpendiculare, cu laturile perpendiculare, nu dreptunghiuri romboide, ci dreptunghiuri, iarăși repet, cu 90 de grade în unghiularitate, și în ele își dă drumul la aleatorismul grafic. Adică nu se mai respectă nimic din rigoarea certitudinii, ci totul e probabilitate. De asemenea, mai întâlnim la GD, nu vreau să mă audă și dinastia GD-ului din Camede, din sala noastră, dar GD cochetează foarte mult cu asimetria, fuge de simetrie. Dacă simetrie există, există de nevoie. Îl văd că o faci și cu greutate. Hai, treacă de la mine. Dar el n-ar dori nici penarele să fie simetrice. GT este un adept al asimetriei, dovadă când spuneam adineaurea că preferă întâmplarea, probabilitatea, aleatorismul. Mai putem arăta de asemenea că GT densifică realitatea, infinita realitate, în câteva linii, grafismul. Iar noi, privitorii, nu mai zic în paranteză, care și noi suntem creatori, când aud de creator și unul se revoltă. Nu se ridica sclavul, ochii mai sus de sandale. Dar și noi, privitorii, suntem creatori în momentul receptării. În secolul 20 deja, și mai ales de acum în miliere 3, se vorbește de o creativitate a receptorilor. Și arta viitorului va oferi nouă, deja începe să oferi, autorul grafic pune 3 puncte și tu acolo poți să stai o săptămână și tot perioadă să faci de la tine, nu de la el. Dau exemplu de Picasso,
dar în exemplu mărunt, Mondrian, mai mult, sau, mă rog, atâția autori, nu vreau să deschid o discuție de polivalență. Mai putem aminti la Ghiti, tot în prima, în arta grafică, putem aminti, dacă în Sieși Sinema de Neaurea nouă ne amintește de două conuri care sunt unite prin vârful lor, conul lui și conul nostru, el mega îl reduce la 1, la GT, iar noi pe GT îl interpretăm într-un con deschis la către nesfârșit. Așa se poate reprezenta grafic viziunea lui GT în ce privește și creația lui și receptarea altora făcută lui. Mai putem aminti de asemenea, tot în arta grafică lui, că este preferința lui pentru trapez. Nu pentru trapezul de la circ, nu știu dacă acasă faci gimnastică la trapez, nu. Deci liniște în bloc. Și însă trapezul geometric, care este o abatere de la regularitatea dreptunghiului, o latură mai mare, o latură mai mică, și el preferă, el GT, să folosească predominanta laturii mai mari, să o pui prioritar. Câteodată mă gândesc, noi vorbim în fizică, în astrofizică, despre materie și antimaterie, univers și antiunivers, universuri paralele, se pare că GT este adeptul viziunii nu a noastră de toate zilele, adică dat, ci adeptului antidat. Și de asta poate el inversează trapezul. Dreptunghiul degeaba îl inversează, că tot dreptunghiul rămâne, dar la trapez se vede. Și asta e trăsătura lui. Și tot la arta grafică, și cu asta o chei și eu, dar nu închei, numai o chei zic, mai spun la GT un inedit. V-am spus că ineditul, cred că noaptea când se scoală, caută ceva, dar nu știe ce. Inedit, vrea ceva inedit. O întâlnește pe doamna, nu, vreau inedit. Întâlnește butonul de la televizor, nu, vreau altceva, vreau o imagine din univers. Și GT, ca inedit în, mă rog, în arta grafică a lui, sub fiecare creație grafică, adaugă o meditație filozofică. Această simbioză, acest mariaj între plastic și literatură îl caracterizează pe el în lucrările sale grafice. Aici nu s-au pus pentru că nu permite rigoarea expozitivă, a unei expoziții. Dar în volumul Alexandrin, acolo veți vedea pe fiecare un fragment. Dar nu așa un fragment făcut de mini-GT, ci este o meditație profundă, o meditație care, într-adevăr, te pune pe gânduri. L-au pus întâi pe el și pe unii pune pe noi. Și ultima, mă rog, ultimul da care ne face GT în astă seară, este linearismul. Iarăși, inedit și ăsta. GT, pe bună dreptate, susține că el a formulat viziunea și arta poetică a linearismului. Ori GT, ori linearism, e tot una. Deci se poate numi și GT-ism linearismul lui GT. Și GT, aici ar trebui să ne vorbească autorul. Că, într-adevăr, cel mai contopit cu viziunea poetică sau plastică linearismului este chiar el creatorul linearismului. Poate ne va vorbi acuși. Până dimineață este timpul. Și eu așa văd linearismul lui GD. Nu că e artă făcută numai de linie, că asta e mai grafica. GD raportează devenirea ca făcându-se ca o linie non-stop. Deci devenirea existenței este lineară. Și într-adevăr, universul este infinit ca posibilități,
dar fiecare de noi, de noi oamenii, oamenii cu conștiență, homo sapiens, vedem în jur infinitul, dar trăim o linie dreaptă, viața fiecăruia din noi. Și care dacă punem bucățică cu bucățică, oră cu oră alături, este o linie dreaptă. Asta e fundamentarea filozofică a linearismului la GV. E mai complex, de asta aș fi dorit să comentez mai mult dumnealui. Și devenirea, deci fără să vrei, întrucât este o creație artistică și arta trebuie să miroasă la om, arta lineară, linearismului GD, să nu vă miri, e mai mult humanofil. Este omul prezentat în devenirea lui linearică. Și dacă veți urmări reproducerile, vedeți cum ființa umană a evoluat sau va evolua și GD are preferința să arate cum ar mai putea evolua, nu cum va evolua. Că pentru viitor nu există certitudine. Și atunci GD trasează probabilități de devenire a ființei umane. Sunt forme foarte complexe, ciudate, inedite. Uneori chiar avem și imaginea unei ființe care e meta-umane, meta-structurate și noi cum ne-am obișnuit noi, îl bârfeam adineaurea cu fugii de simetrie. E aici în largul lui, la arta lineară, să nu mai respecte când vorbește de ființa umană. Arta lineară ca sa, în realitate, este un portretism care nu e portretul care le vedem noi la Muzeul de Artă de Roma, chiar la, așa, la formula chiar clasică, formula de acum, în care, cum a fost mai de trecut, e, acea creatoare care a fel de, mă rog, de rafaelist, de metod, de rafaelist contemporan, iar GD redă ființa umană în ipostanța cum ar mai putea fi. Și sunt multe aspecte care caracterizează această artă, în afară de metahumanism, meta-antropomorfism de care vorbeam, mai putem spune că și ele sunt mult mai multe comentarii de făcut, repet, acel con care se deschide, dar nu pot permite și nu ne putem permite să desfășurăm la nesfârșit variantele de probabilitate. Dar spunem că în arta lineară al Jedi predomină somaticul uman și mai puțin psihicul. Dar nu că e absent psihicul. Dacă în portretul clasic îți sari dintr-o dată în ochi structura sufletească a personajului, aici la GD vezi probabilitatea somatică a unui alter homo și indirect deduci cum ar fi abisul sufletesc al acestuia. Iată deci o artă complexă, o artă într-adevăr care deschide un capitol nou în istoria plasticului și de aici se vede că ne așteaptă într-un viitor să avem de-a face cu foarte multe încă variante de artă plastică. M-aș opri gândindu-mă la... Am trecut și eu prin cartea de literatură în care am lăsat specialista să-l comenteze la nivel înalt, dar trecând pe acolo am observat la GD o altă trăsătură inedită în literatură. Iar pronunț cuvântul inedit. GD scrie și înregistrează în scrisul său epic sau liric chiar și anumite onomatopei și ale noastre. De pildă când se râde, el și pe asta o prinde. Și cum o prinde? Ha, ha, ha. Și în multe din cărțile sale veți vedea această triadă de hauri. Ha, ha, ha. Adică, într-o bună zi, o să ne redeie într-o formulă scriptică
la liberare, și respirația, și bătăile inimii. Deci un foarte interesant, nici nu bine să-i zic neo-naturalism, pe care îl surprind în rândurile sale. Și eu aș zice, mă inspir după ha-ha-ha ăsta și mulțesc cu mine o sună și ies ah-ah-ah. Și ce înseamnă ah-ah-ah? Mă gândesc la GT. Ah, păcat că lumea noastră telurică este așa de restrânsă față de viziunea lui atât de largă. Vă mulțumesc! Auctorul. Mulțumim, domnule profesor Gărgheană, ce m-am gândit. Arta domnului George Tânsănică din seara aceasta, pentru domnul profesor a fost mai specific cu lucrările de la expoziție, nu se mai reduce la ceea ce a spus domnul profesor despre grafica pe care o regăsiți în Alexandrina. Așa cum sugestiv este numită expoziția Sinfonia Culorilor, de data aceasta găsim culoare a domnului Tânsănică. Avem lucrări cu 21 de culori, cu 14, cu 5 culori și așa mai departe. Pe lângă aceasta, nu mai avem nevoie de, eu știu, de un citat filosofic și așa mai departe. Dacă vă veți apropia de tipuri, veți descoperi o simbolistică profundă. Lucrări care ne determină să medităm și o meditație filozofică și pe vom descoperi. Începând de acolo, masca, vom descoperi diamant sau astral, vom descoperi constructorul lumii. Și cu siguranță, imediat, gândurile noastre se vor duce la anumite idei și poate chiar la acea teorie a conspirației care circulă în zilele noastre și chiar este pe un canal acum bine văzut. Sau acolo, eu știu să zicem că prima impresie, o flacără și patru cercuri. Nom a numit-o domnul George Tânsănică, specific SEUA, dar în traducere mai lungă, Noua Ordine Mondială. Avem steagul României acolo sus și, de asemenea, ce mai avem aici, diamant am spus, clepsidră. Iată că putem descoperi și fără a avea pe lângă și citate filozofice, pentru că lucrările domniei sale deja ne transmit filozofie. E altceva acolo. Domnul George Tânsănică a spus altceva. Eu am spus constructorii lumii. Ne gândim la altceva. Poate o piramidă, poate altceva. Lăsăm la fiecare să descopere. Pentru că aceste lucruri vrea să le transmită domnul George Tânsănică. Ne lasă să descoperim. Și vom descoperi multe în fiecare lucrare, dacă o luăm cu atenție și o primim. În continuare, aș da cuvântul domnului George Tânsănică să ne spună câteva cuvinte despre această carte, despre lucrările domniei sale și mai ales, poate ne destăimie continuarea cărții, cel puțin pe mine, m-a lăsat cu sufletul la gură și abia aștept următoarea. Am putea continua, după răspunsurile așa de frumoase și inteligente al domnilor profesor, doamne profesoară. Ce să vă spun despre arta? Arta mea lineară, care am inventat-o acum 17-18 ani, am inventat-o pentru că am publicat haiku. Și știți că în publici haiku trebuie să ai și grafică. Știi la grafică a început totul. Dar, stând la masa de lucru, am zis, hai să vedem ce iese, dacă voi încerca să trag niște linii. Și am văzut că în mesă ce am vrut să fac, am zis, zic, stai puțin, că aici se poate inventa o nouă artă. Și așa am inventat arta lineară. Sunt foarte multe secrete în arta lineară, depinde unde și cum începi un tablou să-l faci, creația pe care o faci. Eu, de vreo câțiva ani, tot mă lupt pe internet cu mai mari oameni în Microsoft, în computer. Nu poate să copie așa ceva. Sub nicio formă nu se poate copie așa ceva. Au încercat și alții, dar nu au putut.
Pot să spun, sunt foarte multe secrete în artă, în artă lineară. Eu am vrut cu ani în urmă să fac un muzeu de artă lineară în Roma, ca toate lucrările mele, toate colecțiile mele să domneze orașului și țării. Dar pentru că am avut buni prieteni în orașul roman, n-am avut succesul să pot să fac acest muzeu de artă lineară, să pot să fac o clasă de artă lineară pentru copii și să învăț secretele artă lineară. Că se lucrează enorm, enorm de greu să lucrează un tablou. Liniile pe care le vedeți e ca felul de păr, de gros. Sunt tușuri speciale, sunt hârtie specială în care poți să lucrezi așa ceva. Am avut multe critici la arta mea lineară, dar au trecut, cu timpul au trecut, am dat la spate. Dar am peste 1200-1300 de lucrări, le-am dus toate în Statele Unite și pe astea le-au știut în Statele Unite, pentru că aici, dacă românii noștri n-au nevoie de artă lineară, asta e, ce să facem? De teahna românească, nu cumva să fac. Deci am făcut eu și mai făcut eu. Că parcă dacă aș fi făcut, n-aș făcut pentru orașul, nu le-au cu mine mormânt. Am vrut toate de să-i donez aici, orașului, să le aibă orașul și țară. Da, asta e ce se face. Eu totdeauna când încep o lucrare de artă, întâi aleg subiectul care vreau să-l fac și încep. Am avut profesor universitar din Statele Unite, de la Universitatea din Loma Linda, profesor de artă. Mi se pare că am scris eu într-o lucrare de-a mea, într-o carte, și spune, zice, George, de unde începi tu lucrarea? Am spus, de se poate începe lucrarea. Zice, da, am înțeles, sunt secretele tale. E foarte greu. Aici, dacă, de exemplu, cum vedeți dumneavoastră o lucrare, dacă o linie ai greșit-o și n-ai tras-o dreaptă și ai tras-o strâmbă, tabloul ăsta s-a terminat. Vreau zic, o muncă de câteva săptămâni se duce, pleacă. Asta e la lucrările care le-am, că am peste 100 de lucrări în ulei făcute pe pânză, da, acolo mai poți repara o greșeală, o mai poți face, dar la așa ceva, n-ai ce să-i faci asta. Sunt foarte multe secrete care mi le păstrez, dar le păstrez pentru că așa au vrut oamenii. Dacă n-au fost oameni cu mine, asta este. Ce să spun la cineva dacă nu merită? Despre lucrări, ce să vă spun despre carte? E volumul 1, Cahare. Probabil în curând va fi și volumul 2 scos, dacă mi ajută Dumnezeu să fiu sănătos. Am mai publicat încă o carte concret care nu s-a făcut încă lansarea acestei cărți. Îmi pare rău că trebuie să fiu așa, dar viața m-a făcut să fiu dur cu oamenii. De asta nu pot vorbi prea multe. Eu am trecut prea multe. Nu mi s-a dat nimic de dat. Și am prima carte de concret, în care cea de-a doilea volum va fi un volum foarte, foarte mare despre impresionism, opinie și globalizare. Nu pot să nu scriu și filozofia asta. Dar am să vă dau un motto. A lăsa urmașilor tăi cunoștințele tale despre cultură și artă înseamnă să binecuvântezi dragostea unei tradiții a poporului tău. Asta e ceea ce vreau să fac și eu. Dacă îmi permiteți, vreau să vă citesc un poem filozofic. Sper să nu vă plictisesc cu mult, dar detaliul acestui volum va fi în următoarea carte. Zgomot concret. O lume săracă, o piață a unor fără de avere, o lume desărman, ce nu au voit o așa viață să se încrunte. Le apar linii, apoi cute, să se închine, îi dor de amorțel genunchii și visul lor se stinge sulbărat. O mână se ridice, o imaginare pune de masă și vântul pleacă mai departe. Vor face în univers un pas, dar viața nu se schimbe.
să te alin, nici vorbele nu stau să fie aprins și cine ascultă. Un colț, un firișor și a răsărit din iarbă, nici erudit ceva aș spune, nu poți pleacă. Apusul geme, natura freamătă și aștri ca din ceruri o lume săracă, o piață săracă, o lume monoteistă pe care vieții au dorit-o. În taină giruri se împart încă de mult, de mii de ani, cu forța se nasc anomalii, ai luminii monștri se arată. Nu-i vina ta că te-ai născut, dar nici a noastră vină nu-i. Ca să te creștem și alții s-au născut, încă se vor naște, provăduind viața singură. Și cine te va auzi? Și cine te ajută să te reîntorci la natură? Cine? Globalizarea lumii pe principiu, condusă de magnați din vremea veche, se străduiesc din vreme spre a învinge. Ce? Ehe! Apusul în nevoi, sferă în agonie, nebune continuări, fosta într-o epocă anterioară și de ce nu ar fi fost? Newton! Îmi pare rău că n-am putut la timp ajunge, dar a fost altă zi, nu chiar plăcută. Vin cu plăcere mâine, cu un caval în mână, iar voi să mă urmați, deznădăjuiți. În lumea nici că se vede, din vreme în vreme spun, ci că e uzurpațiune. Se zdrunce din temelii, ca un cutremur crâncen, i-a pusul întregului sistem. O lume nouă, o piață săracă, o lume săracă, o piață nouă, învălmășeli, încăieleri, confuzii și multe alte asemenea pentru anume scop. O lume nevoiașă, o lume a tăcerii, oamenii care în viața lor împărtășesc iluzii, o lume a purității, a sufletului curat. Nu se pot cere sacrificii și nici cruci la cap. Un univers stabil, cu multe pământuri, descoperiri, a fost viața pământească în care ce a fost? Civilizația a fost nevoită să se împăieze ce vrute și nevrute și, în o altă epocă, un alt muzeu al cui ceresc, prin absurd, o nouă viață va apărea. Se vor răspândi, dacă nu se răspândesc deja, în legea vieții vor încerca o așezare răspântii, căci luminița nu va mai fi aprinsă la intrarea unui tunel fără capăt. O lumină difuză va inunda subteranul, galeria, tratele vulcanilor, să binecuvântez dragostea unei lumi prin ridicarea brațului în univers, noi compoziții, noi creaturi și toate din puterea universului prin el. 666 înseamnă nimic, istorie, ce altceva decât o sagă, o trilogie, nimic altceva, nimic. Economia pe cale de chiar în dispariție, ca fumul în zale, evaporată. Monstruoase sunt astrele, găurile negri, mărgărit și adâncuri și lapte și miere și cinismul oare lui ploie de stele merge în catalige prin aer. Nu contează. Anomalii fără limită și fără întrerupere, care nasc frica în priviri cu totul, împotriva unei concepții, un eveniment fortuit. Să fie oare înțeles, trebuie urmat în tocmai. Trăim fără clemență, fără vreun ajutor, într-o lume care suferă de o boală, despre care nu se știe. Nu îi se cunoaște valoarea socială, e sărbătoarea singurătății. Da, nimeni nu întreabă, nimeni nu pune întrebări, nu are grijă. Știindu-te pe valuri plutitor, unii au început să strige, mamă, mamă, când l-au văzut, plângăreții erau fost angii pentru cei rămași, el i-a luat în brațe și au început să plângă împreună. I-a binecuvântat, i-a cruțat, a făcut tot ce face un tată bun. Apoi a plecat spunându-le să îngroape morții și dus a fost. Tocmai am dorit, ați aduce aminte ce copilești, nemai judecat, nemeritat, fără milă. Luându-te după alții, ce lume, păreri de rău, când nu mai e cazul, compar, cât amintirea este încă vie și simțurile mă mai țin,
nu a luat cuvinte spre o persoană încă vie. De ce să-i cer clemență lui? Doar singur nu a fost, ci unul între alții. De ce să spun cu nonșalanță? El a fost. Dacă dai credibilitate celor ce doar critică, poți intra într-o capcană concurenții, iar riscul nimic nu va schimba. Problemele rămân. Nu vor pleca, căci populația tot crește. Se văd mai limpede cei lacuri, se mulțesc vampirii. Da, Dumnezeul meu, memoria în vie miresme prevestește, se formulează păreri preconcepute, umilința ta face să arunci cuvinte, e arma celor fără de putință, au greșit gârfind chiar și pe jumătatea lor și dintr-o dată îngere au devenit. Se fac că nu știu ce mărgăritare au aruncat, interesul lor e mare, un pat, acoperiș și ceva bani. Înjosind pe cei ce au făcut confesiuni, dar Dumnezeu nu iartă și ce-ar ierta, unii prin laude și rugăciuni umile aduc mulțumiri lipsite de sinceritate, fățărnicii au fost și prefăcuți rămâne vor. Dar cine-i mai crede, punându-și frâul la limbă și așa de lemn? Cu zgomot surd, murmur de voci, înghit hapul, pământul este drept și soarele acopere cu totul până la hotar. Istoria Universului încă este necunoscută și așa va rămâne. Adevărul altfel nu poate fi în viața unui om. Lăsați vrăjeala și cântați în continuare, lăsând instinctul să vă arăte o cale. Nu ne uităm în ceruri, dar nu dăm și răspunsuri. Privim neputincioși pământul, ridicând din umeri. Totul e antic, totul e clasic, totul e simfonie. Curg perdelele de ploaie și roaie, blocuri de piatră sfărmând, s-aud scrânșe de mocnite. În apa volgulasă și manul se întinde, ridicând la forme și ani unul după altul trec și alții răsculesc pământul, fugând să scoată ceva la iveală. Arată lumii starea lor sufletească, întregând o schiță de alți început. Ei, și care e problema? Se strâng dinții, provoacă momente de mânie, până și aștri dreapta judecându-și pierd sculptura naturală, adâncă în piatră dură, lăsând în formă forme, căci viața din univers rămâne neschimbată. Vorbesc în spațiile înconjurătoare, vorbesc în ascunzișuri, vorbesc între ei, dar vorbesc. Vorbesc în proverbe, vorbesc rute și rute, vorbesc în limbi, vorbesc în argou, dar vorbesc. Numai de ei știute, crede pentru a duce la bun sfârșit ceva. O lume depinde de o altă lume, o fiară depinde de o altă fiară, o tăritoare depinde de o altă tăritoare, mă scuzați. O planetă depinde de tot ce înseamnă universul, un univers depinde de Dumnezeu. Nu numai cai se încalică, ci și oamenii, și sărbătăciunile, și sistemele, și tot ce ne înconjoară. Să ducem la bun sfârșit, oare nu suntem la începutul sfârșitului? Oare nu suntem aproape de margine? Ce se poate admite? Ce se mai poate concepe? Soluții sunt care? 2519. Înseamnă totul sfârșitul, poate ori mai rămâne. Ce? Probabil ca sursă de informație. Vin cu plăcere mâine, dar nu te pup. Și nu-ți voi spune noapte bună. Este visul meu, religia mea, divinitatea împărțită în bucăți egale, doctrina unora, filozofia mea, ocultismul, mai multe fuste suprapuse, apusul sau vremuri apuse au fost în declin și așa vor mai fi. Reabilitatea irosită, aruncată, dulceața pelinului și a neghinei, parfumul de ardei iute și de hoit de hienă, din cenușă vor încolți alții și istoria se va repeta. Dar cine sunt cei din tâi? Eu știu. Dar voi, lumea întreagă, nici ei nu vor ști. Libertatea dramatică, viitorul de la început, operațiuni de moment, stârnind interese la ochiuri nemișcate. Având obligații la sosirea lor de mâine, vor sta așteptând prea plinul vis al singurătății, căutând, încercând să memoreze zgârcinea din suflet, așezată pe o coroană cu ochii la tine, să fie o nouă eră, o nouă Atlantidă. Dar ce aș putea vedea? Pământul acoperit de apă și dacă totuși noua eră va veni, cum se va opri? Cu toatele la marginea întinderilor,
Doamne, mare ți este puterea și împărăția. În valul viața veșnică rămâne. Pământul a dormit deasupra sicriului. În grabă încolțesc semințele, în grabă se întind rădăcini, în grabă se înalță la cerul tulpin, în grabă o singură floare rătăcită, în grabă o întunăcime provoacă răcoare, în grabă și soarele dispare și reapare în zori. Ochii lui întotdeauna privesc spre infinit. De fapt, precum eu cere, corpul ceresc, o liniște în albastru iluminare, o liniște în albastru înțelepciune, și se transmite cetatea Tatălui, o lume murdară, o piață murdară, o lume schimbătoare, o piață limitată. Sperau și ei din inimă să înțeleagă, să le fie alături. În mare suferință suntem, Tată. Prea mult îți simt lipsa, dar te iubesc. Stând lângă tine, rugându-te, nu te îndepărtezi de tot, să ne redă tot, în sufletele noastre dorim înțelegere, bunăvoință, dar nu vom ști că vreodată vom reuși. Inima noastră a tuturor e tristă și ochii în lacrimi toți iau. Mă aflu în sufletul vostru, vă sunt aproape, dar greșiți-ați cu a voastră înțelepciune, lăsându-i în libertate, sperând să reușească oameni și să înțeleagă aștrei ce părinte pierd prin purtarea lor putredă și obreznicie fapte, atitudini mândre, disprețuitoare, asta ar trebui să priceapă aștrii pentru a nu cădea în capcana lor. Nu sunt dur, dar cum aș putea să fiu de nu aș fi avut dreptate? În legătură dintre sistemele, între planetare, în educație sau conștiința celor lor, în al lor lume, a greșit că nu a pus fulgerele pe spinarea lor. Dar atât s-a priceput să judece o lume murdară. Nu am vrea ce judeca, doar dacă mă judec, să-mi pară rău. De la începutul îngrozitor, la prezentul care lumea murdară ne-a adus, am avut partea mea de vină, am dreptate. Așa se comportă lumea, înțeleg eu prea bine. Nu aș vrea să cad în pânza lor de păianjă. Oricum nu mă încred în ce spune, căci prea multe astfel le-au pățit din partea lor. Nemai putând accepta, au atins limita răbdării, a suportabilului. Mai contează acum întâmplarea, experiența vieții și emoții dincolo de limite. Natura mamă a fost, probabil va mai fi, înconjurată de ceea ce se întâmplă. Trebuie puțin încredere, da, împărțim visul astrului și celelalte astre și universul. Ce pot face acum, când trebuie să-i ajut și pe alții, pentru a pune în operă o formulă care să fie pusă în aplicare, să fie un îndemn înțelept pentru un anumit scop. Intervenția mea este pentru determinarea altora, pentru rezolvarea pe cale pașnică a diferitelor aștri din interiorul cuibului de vespi, privind aștrii în cauză și chipul lor, pare parte într-un întreg fracționat, cum se arată lipsit de inteligență, simulând prostia. Vremea este schimbătoare ca și aștri călcând într-o apă ca marea, fără să fie ud la picioare. Știu, știu, rămân calm, fără explicații, oricum mici discuții. O lume a creat monștri care își cauzează durerea. Să spunem că vom avea de toate, afaceri, bani, orice, tot face viața mai frumoasă. Și imaginea cu care am trăit s-a schimbat spre bine, luminând lumea, cu multe expresii, așezând toate în așa fel încât să poată exercita asupra lor o bună influență. O lume primitivă, o piață primitivă, o lume impulsivă, o piață nestăpânită, o lume retrasă, o piață izolată, o lume neobișnuită de puternică, o piață de deosebită intensitate. Și câte lungi au fost, atâtea ore, atâtea globalizări, precum noi strigăm către tine, ființă supremă în mintea lumii, generând percepții, existențe, cu multe sensuri, creatorul sufletelor noastre, îndurător, îndurător pentru noi, care avem multe păcate. Sistemul aparține Universului, iar stelele, aștrii, aparțin divinității. Nu se va putea face nimic împotriva globalizării, nu se va putea face nimic și de ce ar încerca unii să stopeze niște acțiuni inevitabile, lumea este condusă de oameni. Oamenii sunt conduși de Dumnezeu și
Și cine te va mai auzi și se va întoarce la natură? Aha! Asta e unul din poemele mele filozofice din această carte. Eu ce să vă spun altceva decât vă mulțumesc mult pentru... Nu, Ana Blandeală, suntem cineva Ana Blandeală în orașul ăsta, că vorba aia să poeți mai sus decât Ana Blandeală sau Otilia Cazimir, știi? Și am vrut să citesc acest poem, că se poate și de alți poeți sau scriitori să facă ceva mai modern. Nu-mi pretind nici Nichita Stănescu, nici Mihai Eminescu. Dar asta e problema. Așa ceva. Și nu pot să judec un scriitor și nici un poet, știi? N-am dreptul ăsta. Eu dreptul ăsta n-am. Lăs pe alții să vorbească. Vă mulțumesc frumos, vă rog frumos, dacă vreți. Tu, Mihai, la închei? Închei, dacă doriți. Nu, hai, tu închei. Ați atat să știți toată cartea și mă bucuram că lumea ți-a dus-o și mie. Ei, păstrăm în secret exact așa, asta e. Așa m-au tratat. Așa au. Ce să fac? Asta e viața. Ați avut dreptate și cu nu și cu altă. Eu am vrut să fac pentru noi românii, am vrut să fac pentru noi, să donez toate lucrările mele de artă, toate lucrările mele de pictură, cărțile mele, colecțiile mele, donez orașului. Nu s-o vrut. Am avut prieteni buni și au spus, zice, dar ce tânsănică să vii, nu fac concurență. Asta e viața. Că dacă care avea așteaptă să te sfințeze muzeele care există. Dacă muzeul Tânsănică sau muzeul Ciobanu sau muzeul altă persoană în orașul nostru, e mai multă cultură, nu? Dar nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Nu-i nevoie în America. Revenim la Ana Blandine. Eu mulțumesc onoraților noștri astăzi în seara aceasta, doamna profesor Cecilia Dorica Pal, domnul profesor Georgiane Ciobanu, care din nou ne-au încântat și bineînțeles... Și noi mulțumim lui Mihaela și doamna directoare. Mulțumim și domnului George Tânsănică, care ne-a făcut plăcere deosebită în această seară să revină aici acasă la Muzeul de Artă din Roma. Și abia așteptăm să revină cu următorul volum. Da? Trebuie neapărat. Și vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară de cultură la muzeul nostru. Urmează sesiunea de semnături, da, de dedicații la domnul George Tânsănică. Eu vă recomand să citiți cartea, o să o citiți pe răsuflate. O să vă las să vă mulțumiți pentru că nu știți, veți afla sfârșitul și abia o să așteptați viitoarea carte. Dar vă recomand cu căldură să o citiți. Manuscrisul Kalahari a fost foarte gros. Foarte gros. A avut vreo 600 de pagini. Nu știu dacă vă aduceți aminte doamna Leonte de la Iași, doamna directoare Leonte de la Palatul Culturii. Ea a spus că nu mai întâlnit așa gen de scriere, pentru că au să le duc foarte mult. De ce să scriu o carte pompoasă ca să zic lumea și deșteptă asta? Nu, am căutat să reduc foarte mult, să reduc la esență. Se înțelege foarte ușor, poți să memorezi foarte și timpul ți-a mai puțin. Nu, bă, pentru asta am vrut mai mult. Esențele doar se ține puțin mici. Așa este. Da, pentru asta, nu? Am avut cărți mai groase, că o să vede, 4 nu, 5 nu, am avut. Am început așa mai grosuț, alții au început. Sunt multe cuvinte, multe fraze care nu aparțin cărții, decât cineva... Nu, eu vorbesc eu. Nu mă interesează ce fac alții. Să o faci mai groasă, o faci mai pompoasă, zice-o și scriitorul. Scrie, deștept. Nu, am vrut să fac după cât am gândit eu. Că este bine așa. Nu cantitatea, da? Nu cantitatea. Nu, așa mi-o zis cineva odată. Tu ai scris foarte multe cărți, dar tu ai scris cantitate, nu și calitate, știi? Așa-i meteacna la noi, la români. De ce să fac eu? Nu? Să facem. Trăim într-o societate în care... Eu nu știu. Noi vă mulțumim din nou, vă invităm la secțiunea de autografe și după aceea, în partea cealaltă, pentru a ciocni un pahar de șampanie cu domnul George Tânsănică. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență.